Elevii care au absolvit clasa 8 au susținut astăzi prima probă de la Evaluarea Națională 2023, cea de limba și literatura română. Aceștia au avut de răspuns la mai multe cerințe în baza a două texte, să rezolve mai multe chestiuni de gramatică și să caracterizeze un personaj dintr-un text al lui Ion Slavici. Examenul a început la ora 9, însă accesul în sală a fost permis între orele 8 și 8.30, potrivit regulilor la examenul de evaluare națională 2023 anunțate anterior de Ministerul Educației. După proba la limba română, pe 21 iunie urmează cea la matematică, iar pe 22 iunie cea de limbă maternă. În județul Mehedinți, prima probă a acestui examen s-a desfășurat exact ca la carte. Regulile au fost respectate, elevii au fost prezenți în număr mare, iar rata absenteismului a fost una relativ mică. Astăzi s-a desfășurat proba de limba și literatura română, prima probă în cadrul examenului de evaluare națională. Am avut 1669 de elevi prezenți și 126 de absenți. Numărul de absenți nu este unul ridicat, dar totuși este îngrijorător și din ceea ce am văzut mai mult în mediul rural. Au fost tentative de fraudă? Nu, nici gând. N-a fost nicio tentativă. Mai pot apărea mici incidente, dar nu a fost nicio problemă. Elevii au avut de răspuns la mai multe cerințe în baza a două texte, să rezolve mai multe exerciții de gramatică și să caracterizeze un personaj dintr-un text al lui Ion Slavici. Printre cerințele legate de cele două texte, elevii au trebuit să spună două cuvinte din câmpul lexical al fructelor și să stabilească dacă sunt adevărate sau false mai multe enunțuri. Aceștia au trebuit să facă și un text în care să argumenteze de ce este importantă respectarea regulilor. De asemenea, ei au avut de făcut caracterizarea unui personaj dintr-un text al lui Ion Slavici.